Sunt vești nu tocmai îmbucurătoare pentru românii. De la 1 iulie va crește prețul la energia electrică. Tot de această dată se vor înregistra creșteri de prețuri și la gaz. De la 1 ianuarie 2021, piața de energie electrică pentru casnici a fost liberalizată. Prețurile reglementate de stat au dispărut, iar oamenii au avut posibilitatea fie să aleagă un alt furnizor de energie electrică, fie o ofertă concurențială a furnizorului lor actual, fie să nu facă nimic și să primească în continuare energie de la vechiul lor furnizor la prețul de serviciu universal, care a înlocuit vechiul preț reglementat. Bănuiesc că mă duc la furnizorul care are prețul cel mai mic. Veniturile care le are nu este normal. Dar dacă așa se întâmplă, ce nu să... Nu aveți încotro. Nu avem încotro, suportă. Scumpirile aferente. Cam cât? Crește. Nu știu să mă spun, de ce să aproximez eu... Nu știu, ar fi vorba de câteva lei sau câteva zeci de lei? Zeci de lei. Acum... Oricum, nivelul de trai este foarte prost. În toată țara... Politicul este la pământ, numai minciuni se vând, pe bandă rulantă, vom face, vom drege, nu se face nimic. Se anunță un nou val de scumpiri la energia electrică. Așa fac peneliști. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru ca cetățean de rând? Cum vă veți descurca? Prost cum să ne descurcăm, prost. Ăștia nu vedeți că fac numai rău. Sunt justificate aceste creșteri la energie? Da, și nu, și energia și toate, și nu, ăștia curești, face... Mâncarea, cum să zic, cântește tot. Prețul e mărit. E mărit și crește continuu. Cu cât ați plătit mai mult în ultima perioadă? Aproape 6% am plătit mai mult. Și se resimte această majorare în bugetul de, din fiecare lună? Se simte pentru că am consumare. Din consumare se simte. Și plus că sunt pensionar, la pensia care e, nu prea mai facem față. Îmi spuneți 6%. Concret, cât plătați înainte și acum cât plătiți? Aproape 100 și ceva. De. Și se resimte în bugetul noastră, având în vedere că îmi spuneți că sunteți pensionat. Da. Scumpirile nu sunt binevenite pentru nimeni, în primul rând. Pentru că, na, asta este România. Salariul este minim pe economie, cum se știe. Și, na, nu sunt binevenite pentru nimeni. Cum credeți că vă veți descurca în această situație dacă va fi o nouă creștere la energie electrică? Renunțăm la altele și plătim energia, ce putem să facem? Îmi spuneți renunțăm la altele. Care ar fi aceste altele? Pentru că de obicei oamenii renunță la coșul de alimente. Adică mâncăm mai puțin. Doar 36 dintre clienții casnici de energie electrică semnaseră însă un contract concurențial cu furnizorul de electricitate, fie cel actual, fie cu unul nou, potrivit unor date comunicate de ANR în luna martie. Acest lucru înseamnă că majoritatea clienților sunt încă în ultima situație, primesc energie electrică de la un furnizor pe care l-au avut înaintea liberalizării la prețul de serviciu universal. Noile majorări anunțate la 1 iunie nu îi vor afecta pe clienții care au semnat deja un contract concurențial, fie cu furnizorul actual, fie cu altul. De la 1 iulie vor fi creșteri de prețuri și la gaz, unde se vor înregistra scumpiri între 20 și 25%.